Bună dimineața, bună ziua tuturor de aici de la Bruxelles, din hemiciclul Parlamentului European. În ceea ce privește procesul de vot în Bruxelles și în celelalte secții de votare amenajate pe teritoriul Belgiei, ea este foarte bună, pentru că spre deosebire de acum 5 ani, când ne reamintim, au ieșit tensiuni din cauza numărului mic de secții de votare, acum numai puțin de 24 de secții de votare, din care 10 doar pe teritoriul regiunii capitalei Bruxelles sunt deschise, astfel că românii își pot exercita dreptul la vot fără a mai sta la cozi foarte mari și fără a exista riscul să nu poată să ajungă să-și exercite votul până la închiderea urnelor. În ceea ce privește procesul la nivelul european, fiecare țară are propriile sisteme de raportare a prezenței la vot. Parlamentul European nu este cel care organizează alegerile, atenție, așa că fiecare țară în parte transmite aceste date pe măsură ce le are, iar de aici, din hemiciclul Parlamentului European, vom afla date începând cu această seară. Tocmai a fost un briefing mai devreme, urmează încă un briefing în jurul orei 19, iar programul oficial, să spunem așa, începe undeva după ora 19:30 cu primele proiecții, undeva după ora 21, ora României, 21:30, pentru ca undeva după miezul nopții să aflăm rezultate parțiale ceva mai concrete și să putem să creionăm cum va arăta noul hemiciclu și familiile politice, cum vor împărți cele 720 de mandate de europarlamentari. Noi vă vom ține la curent pe parcursul întregii zile, atât cu aceste date de care vă spuneam, dar vom merge și printre românii care votează chiar în aceste momente pentru a vă arăta imagini cu ei în următoarele jurnale.